afișată. Acum toată lumea așteaptă o cifră. Concret, ne puteți spune anul trecut care a fost venitul total al domnului guvernator cu toate drepturile bănești cu participația la profit, dacă ne puteți spune o cifră? Dacă deci, nu, voie sperăm să, fac, să găsim pe site. Sunt, deci, domnul guvernator a anunțat cifra de 13.000 de euro care constă în venituri standard lunare nete, adică salariu net lunar și indemnizație lunară netă în calitate de președinte al Consiliului de Administrație. La aceasta se mai adaugă încă vreo lunar, e greu de spus, dar pot să fac anual. Acest calcul. Stați că pot să fac acest calcul, pentru că aceste venituri se suplimentare se primesc o singură dată în an, nu lunar. Da. Undeva, dacă vreți să facem calculul extrapolând, să ne ducem la vreo 16.000 de euro. 16.000 de euro peste cei 13 sau în total? Nu, nu, în total. 16.000 de euro lunar, o medie, da? Cam o medie, media da. Lunară pe care media lunară, primit-o, 16.000 la asta de se duce, euro. Da. Am okay, în cazul anului 2015, despre care putem vorbi având datele, da. Am înțeles. Mulțumesc. Da.